Bine v-am regăsit! Sper că stați bine cu tensiunea, pentru că gospodarii au astăzi meciuri de nu s-au văzut nici în Liga Campionilor. Bogdan, cel fără de frică, intră în ring să le arate prințeselor lui cât este de tare. Iar Liviu se bucură de avantajele jocului, la dublu. Tot astăzi intră pe teren Florin. Stați cu noi să vedem oare cine marchează. Dragi fete, dragi prieteni, am aici pe masă un cadou. Pentru cea mai frumoasă, cea mai pricepută și cea mai potrivită fată. V-am dat de naiba. Grea decizie, a venit momentul să aleg. Pentru tine. Ce oameni? Dragi prieteni! Ea nu este aleasa. Ea va rămâne, ea va pleca. Stai că nu înțeleg. Adică ei ai dat un cadou și pe mine mă alegi? Un cadou de rămas bun. Și tu rămâi. Am înțeles. Chiar îl dorea pe Alex din tot sufletul, adică se uita la el ca și la Dumnezeu, despre ce vorbim. Îmi pare rău ce să zic. Cum am și spus, cea mai bună să câștige. Pare rău, Andreea. Eu știam, simțeam de ieri. Deci eu simt că un bărbat mă vrea sau că nu mă vrea. Dar nu m-am așteptat să fie la o petrecere, așa, în față la toată lumea asta. Știu că nu a fost frumos ce am făcut, dar m-am răzgândit pe moment și a fost o alegere intuitivă. Nu mai ies. Dacă trebuie să plec în țara asta, plec în țara asta. Asta este și mai bine, ajung acasă și asta e. Nu, că a zis că nu vrea. Dacă el nu vrea să fiu aici, eu nu sunt aici. De ce să-i dai satisfacție? Pentru că ea e mai sociabilă decât sunt eu. Adică eu sunt muncitoare, dar faptul pentru că este și impedimentul de limbă, adică da, suntem aceleași generații într-adevăr, dar e impedimentul ăsta de limbă și asta îmi dau seama. Și ea știe să fie mai hoțumană, mai șmechere, chestii de-asta care eu nu le am. Bine, mama. M-a ales Albina, da. Eu am câștigat, nu mă așteptam, am crezut că o să fie o simplă petrecere, dar na, trebuie să fii și frumușică, și deșteaptă. Nu neapărat să-ți placă albinele. Mică, imatură, fără experiență la țară, mai tot timpul prin mall-uri. Dar na, recunosc că-mi place. La urma urmei, aia e, decizia a fost luată. Zarurile s-au aruncate. Veni, vidi, vici. E să crede șmecher vrăjitor, așa, dar pe mine nu mă păcălește. Pe bune, eu am o experiență, am 30 de ani, am trecut prin suficienți de iubiți și așa, și eu nu mă dau. Eu nu mă dau să fiu păcălită și fraieră. Pentru ce? Pentru plăcerea lui să crede că el este în control? Nu! Femeia controlează bărbatul, nu invers. El trebuie să știe numai ce este de la gât și în jos, nu este ce este în capul meu. Așa a zis mama, care a învățat la bunic. Și când m-a dus el așa, hai fetele, l-au surprins de la un pepene și a fost peisajul ăla extraordinar de frumos, chiar mi-a plăcut. Și după mă, cine a aruncat mucul în fasole? El! S-o critică pe Lili, că nu e bună la asta, că frate, dar nu în fața mea! Dar acum când era de treabă, ai de ce să plece? Ca să ce? Să fie scandal între noi doi? A, nu mă bag. Ba da, îi place. El vrea gelos între noi doi. Vezi să pui ceva? Eu nu-i dau asta. Nu, el m-a supărat extraordinar de rău. Extraordinar de rău m-a supărat. Ai un păr acolo, înăuntru în spaghetă. Asta e ideea în care ai un păr acolo și nu vrea Andreea să te înțepe, de fapt. Deja am... Nu, chiar am văzut un păr alb. Că dacă el nu băga râca aia și spunea, fată, vezi că e un păr și eu au l-o, uite așa, îi trecea. Dar el te păsă... Nu, că poate că îți bagă ție țeapă. Deci chiar îmi vinea să-i trag două palme atunci, în momentul ăla. Fiind la vârsta care are ea, eu nu o să stea cu Alex așa de mult. Alex vrea, el vrea o gospodină, exact cum a zis el. Cu Lili, imaginezi, ce, stă 2 ani și că să se șapă altul. Ea arată bine, normal, o să vină alt bărbat în viața ei. Mai ales este elev la facultate care sunt
sute de alți băieți tinerei și chiar mai frumoși decât Alex. Adică ce se întâmplă între ei doi, nu vreau să știu. Vrei să ai o nevedimiere? Da. O să știi ține, a? Vin. Mi-a părut bine că te-am primit. Și mie la fel. Pa! Îmi pare rău. La Andrei îi plăceau albinele. Dar asta e alegerea lui. Nu e a mea? Așa uneori și mă gândesc, măi, oare se căsătorește Mărin sau nu? Își găsește și el odată perechea sau nu? Nu știu, mi se pare că se gândește prea mult la chestia asta. Mi se pare că își dorește foarte mult să se însoare. Mică, hai să-i întreb ceva. Hai că vin, dar ar trebui să vii tu, nu eu. N-ai nici alea. Na, ești mai bătrână, vin eu. N-a zis ce vrei. Nu, uite, trebuie să alegi între fete una. Ce zici în tale? Alege pe care vrei, care îți place. Despre Julieta, ce părere ai? Ea e mai zurlioță, e mai domnoasă, e mai... Ea aici nu se acomodează. După terenurile noastre, la oi, la de-astea, nu... Aș alege pe Julieta că e mai veselă, e mai vorbăreață, e mai... Nu, mai aspră un pic, mai... Aș alege și pe Marcela, că e mai liniștită, mai... Pe care vrei tu? Mie îmi convine de amândouă. Ține-le pe amândouă. Amândouă nu le putem ține. Una pune-n la vaci, cealaltă o mână la pădure și... Ia că-s amândouă. Să facă tot ce trebuie în casă. Și eu atunci o stau de alături. E făcut, o să facă, să mai învață, să mai... Nu cresc cu nimeni învățat. Aia e de știut. Să vrei. Dacă îți place să lucri, îți place și dacă nu îți place, oricum ar fi nevinț. Cum e vorba aia, soarta, bafta și norocul. Dacă le are omul... Când am fost acasă la Florin Zaharia, la Umbrărești, în județul Galați, ca să-i duc dacă vă aduceți aminte scrisorile, acesta a fost îngrozitor de emoționat. Și-a mai revenit puțin și-i drept la petrecere la București, când a văzut ce fete drăguțe și deschise la minte are. Acum e vremea să le primească pe acestea acasă la el, pentru a descoperi în timp cum stă de fapt treaba. Bine ați venit! Bine te-am găsit. A fost lung drumul? Sunt încă mândru că am avut numai fete frumoase înscrise pentru mine. Bună, Lori! Bună, Florin! Îmi pare bine să vă revăd. Să bagi cu bagajele. Fel, mulțumesc! Ne-a așteptat ca un domn. Aici, de fapt, m-a uimit. Cum ne-a așteptat, exact ca un gentleman. Sunt un pic mai grele scuze, dar am de gând să rămân la tine definitiv. Foarte drăguț. Sincer răspund. Ce drăguț! Mulțumesc! Plăcere! Te rog! Mi s-a părut drumul cam confuz. S-a așteptat să fie un pic de mai multă țară, să spun așa. Să vă prezint și casa, curtea ați văzut-o. Mulțumesc! Vă place curtea mea? Foarte frumos, verdeață, frumos. Și aer mult, curat. Da, e frumos. Vai, de ce de trandafir, ce de culori. Vă plac? Normal, cum eu să le nu? Eu le ud. Am fost foarte entuziasmată. Aceasta este unul dintre dormitoare. În fiecare pat aveți cât un trandafir cules de la mine din grădină. Mulțumim. Mulțumim. Sper să vă placă. Îmi place la Florin că este un tip sensibil, cu foarte mult bun simț, un gentleman de altfel.
cea de a doua cameră a voastră. Super. Trandafirul e al meu. Dacă îți place, e al tău. Foarte frumos. Mulțumesc. V-ați hotărât cum da, vreți să rămâneți? Da, camera mea, îmi place. Aceasta rămâne camera da. Ta? Vai, cred că aș vrea eu camera asta, nu te supăra. Nu-i nimic. Te deranjez Rămâi. Că se poate? Poftim. Mulțumesc, dar sincer spun... Sunt o drăguță, știi? Mulțumesc, ești foarte dulce, dar îmi place extraordinar camera asta. Foarte romantică camera. Și exact și culoarea pe care îmi place, o culoare caldă, primitoare, foarte frumos. Toată lumea să fie mulțumită, asta mă interesează. Mulțumesc! That don't impress me much. A venit momentul ca și fetele lui Liviu să intre în pâine. Mai bine spus, în vie, la legat. O vie la fel de sălbatică și de naturală ca tot ceea ce îl înconjoară pe Liviu. Hai, Leliț, în deal la vie. Să culegem raza cheie, știi cum e? Să mirosim iasomii. Ah, aer curat aici. Mai aveam divers? Deja. Ca să știu. Nu mai este mult. Uite undeva acolo sus pe deluțul ăla. E ok. Hai, trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Și pădurea se vede. Și așa se sfătuiră, și așa... Ei, vine Crăciunul la tine? Se sfătuiră. Raza soarelui, floarea soarelui. Până acolo am avut un sentiment de extaz, într-un fel. M-am liniștit, m-am relaxat. Hai, Leliță, de la vie! E, hai, Leliță, hai! Să culegem raza cheie. Hai, Leliță, hai! Asta este de care soi? E fragă sălbatică. Asta nu a fost niciodată modificată genetic. Eu țin foarte mult la via asta, pentru că e lăsată din bunici și străbunici. Mai fost de când era... Asta se leagă, n-am luat ații. Așa, nu, lasă că avem și ații, ți-am spus. Prima oară ne facem loc și după aia le legăm la urmă. Să nu fie șerpi pe aici. Mă, sunt eu lângă tine aici. Am și cuțit, am și topor, băi, ce vorbim? Mă aperi tu de șerpi. Da, normal. Dar, păi, femeile trebuie să apărată de șerpi, așa e. Tu, de te-ai băgat? Știu că am ascuns. Munca la vița de vie mi s-a părut la început ușoară, dar după am simțit nevoia să mă întind și să simt mirosul de iarbă verde și de aer curat. Da? Hai să stăm un pic jos și noi, Cristina. Ia un loc aici, poți să îți ofer haina dacă vrei. Nu vrei să eu da, să vă pun... Dar să nu fie ție rece, că ai transpirat și vântul acum... Stai liniștită. Este o femeie puțin pisicoasă, așa, adică îi place să intre în sub pielea lui Liviu. Hai, vino, dă-te și tu mai aproape aici, să mai stăm un pic de vorbă, că am ostenit și eu. Ce mai de mine? Hai, vine cu aici, te înțeleg, Cristina. Vine cu aici, Cristina, Elena. Vezi că vine Crăciunul acum și dai un poc. Vine cu aici, gata. Am cer iertare dacă te-am. Când era cu două fete în bătătură, Vasile mi se părea așa, mai timid. Juca numai în apărare. Acum că a rămas singur cu Mioara, ar cam fi timpul să treacă și la atac. Ce zici, mă, Vasile? Schimbăm și noi tactica. În Cihei, Vasile a renunțat la Sava și a păstrat-o pe Mioară. Așa că viața în doi poate începe acum la o cafea. N-am băut cafea ca să beau cu tine. Chiar ai întârziat pentru tine. Pentru tine, da. Mulțumesc, da. Mulțumesc că am făcut un ceai. Apreciez acest gest. Am făcut un ceai ales de mine, da? La gusturi, nu știu. Ia vezi, vișine și merișoare. Vișine și merișoare? Să știi că îmi place puțin acrișor. Păi... Aici ai zahăr? Da, e zahăr. Tu îți pui zahăr în cafea? Da, o să-mi pun și eu după. Da, chiar e bun, dar te rog eu pe tine să-mi dai un pic lingurița. Să mestești, da? Ai vezi, ai văzut. De parcă mie puțin îmi place mai dulce. Prima dimineață cu Vasile pe balansoar. Așa cum ne făcusem noi plan, chiar din ziua când ne-am cunoscut la petrecere. Și ce mi-ar plăcea? Chestia asta să ne intri în rutină. Da, se poate.
Eu termin programul de dimineață. Da, programul de dimineață. Așa, și eu pregătesc. Până și... atunci tu pregătești tot ce ai de pregătit. Da. Eu vin, cădem de acord la anumită oră, să zicem, ne stabilim o oră. Ei, dacă nu putem... chiar ca la întâlnire, ne întâlnim, deci că... Dar măcar să-ți faci un plan de bătaie. Da, am un plan, dar nu fac ora. Știu, deci de când exemplu... termin tu acolo, eu să fiu gata. Nu asta vreau să spun. Eu vreau să spun că, de exemplu, să zicem, stabilim ora 9:30. Eu, dacă am o activitate, să o evit această oră, să-ți o dedic ție, să ridic nouă, mai bine zis, nu? Nu e bine așa? Da, e mai bine. Văzut? Și ce vreau să știu eu? Bună dimineața! Eu visam la ora aia. Ce frumos! Hai să zburăm! Ia uite! Și visam dulce. Cred că îmi pregătesc ceva, cum o tăia căldurile. A, un mic masaj, așa. Nici o problemă. Geloasă. Nu faci lucrurile astea. Poate a fost un pic dureros adevărul? Da. Bravo! Din prima! Ai venit pentru mine sau pentru motocicletă? Vrei să dau și eu? Eu eram așa, adică, serios. Are naivitatea aia plăcută oricui? Să-l iau ca pe un compliment. Opa! Ură să fiu mințit. Nu am un iețlem de mână. Da, e vreo pe bluză. Bineînțeles că eu nu dau înapoi la nimic. Se simte une pure femeia mână. Adică de mine ce, nu-ți place sau cum? Nu, îmi crește și mie puțin tensiunea și vezi că sunt agitat, sunt nervos. Dar nu exagerăm nici nu, da? Marcela, hai să stăm un pic de vorbă. Să nu luăm decizii la nervi. Marcela. Cum consideri tu că ar trebui să decurgă relația noastră? Pe mine nu mă interesează la general, deci... Vorbim de noi doi acum. Cel mai important lucru este comunicarea. Dacă avem o comunicare bună între noi și stabilim unele lucruri dinainte, atunci nu pot apărea probleme. Așa cred eu. Dacă am o problemă, să o spun pe loc. Nu să stea să mă gnească sau chiar tu. Chiar te rog să spui pe loc. E cel mai important, că aia dacă stă, se mulțește. Acolo face pui. Da. Face pui și după aia... Bușește. Bușește, da. Explodează. Astăzi și-a făcut timp mai mult pentru mine. Deci și un început bun. E de apreciat. Eu sunt acasă la mine și atunci eu am tendința tot timpul ca să domin un pic, dar tu mă tragi deoparte. Da, vezi că ești acasă? Eu ești acasă la tine, o să fiu o veșnică musafiră și mă trebuie să te poți așa cu tine. Ideea de musafiri permanent, da? Da. Dacă, de exemplu, în activitățile mele există o problemă pe care e greoaie, nu pot să o rezolv și îmi crește și mie puțin tensiunea și vezi că sunt agitat, sunt nervos, rugămintea mea, știi care e? Să-mi lași așa o perioadă de-a mea de liniște în care să... și doar după aceea să mă abordez. Să nu mă abordez în acel moment. E valabil și în cazul meu, să știi. E valabil? Da, să nu luăm decizii la nervi. Chiar asta este. Chiar asta e ideea. Totuși suntem pe acea lungime de undă. Mi se pare mie că suntem pe acea lungime de undă. Dar chiar vorbim aceeași limbă. Da. Da. E, comunicarea e bună, să știi, sunt mulțumit. Și avem aceleași idei și sunt chiar mulțumit pentru că e o comunicare constructivă. Una peste alta, Vasile a făcut o impresie bună din nou. Când am auzit pentru ce eram așa, adică, serios, eu fac cremă de genul... Desprindem aceste etichete, vezi, facem așa, desprindem și trebuie să le centrăm pe dosul... așa, ia, dacă ar ști ăștia care, fac, care o să folosească produse, cine le-a făcut. Cred că se face bine numai dacă s-ar gândi cine le fac. Asta îl iau ca pe un compliment. Lili este o ființă deosebită. Este copilăroasă, are naivitatea aia plăcută oricui. Ce faci? Da, ce facem? Salut! Ce faci? Hai, mă! Și atunci, bravo! Da? Văd că te pricepi. Bravo! Din prima? Mie îmi place. Da, păi lua Alex. Băi, eu mă duc la treabă, da? Băi, vă descurcați? Da! Succes! Mersi, mersi. Clar că mai pot. Nu am văzut.
O grămadă de treabă aici, nu? Da, mie aici îmi place la laborator atât. Ai terminat alea de etichetat? Nu. În grijă. E 100 de lei o cutie din aia. 100 de lei? 100 de lei. Aia zi bine. Chestia asta? Da. Îmi iau o eșarfă nouă. Să vedem așa. Ai o eșarfă, o poșetă. Și doar așa un capac peste și atât. Și la frigider. Și la rece, neapărat la rece. Produs biologic activ. Asta înseamnă că... Că nu sunt conservanți. N-are conservanți. Exact. Bravo. Uite-mă că ai învățat ceva. Bravo, vină în coții. Perfect. Avem aici 100, 2, 3, 4, 5, 6, stai, hai să terminăm toate. Tu deja nu merg banii, nici ne-ai trimis coletele și deja nu merg câți bani avem. Wow, wow, wow. Chiar trebuie să mai lucrăm cu tot depozitul ăsta să facem bani pentru o geantă. Ia zi, draga mea, unde plecăm mâine? 1, 2, 3, 4. Așa de repede să faci bani. 4 stele? Mai adu-te, rog! Eu vreau la 7. Și dincolo. Vrei Dubai direct? Da. Ha. Vino, Dubai pregătită. La Dubai, man. Direct la shopping mergem, la Suceava, la mall. That don't impress me much. După micul dejun, Liviu le scoate pe fete la o lecție de zburat, iar ele consimt fericite la așa idee năstrușnică. Hai să mergem acolo până sus, la căpița aia, și să stăm un pic așa, să mirosim un pic de fân cosit. Voiam de mult să fie asemenea surpriză. Vreau să mă fac un vântul. Ia fă un pic, hai să faci un pic cu bratele așa, să vezi ce faci. Cum e? Oh, ce frumos! Hai să zburăm! Ia uite! M-am bucurat foarte tare și chiar mă simțeam în largul meu. Deci eram într-un larg al meu nemai întâlnit până acum. Vreau să... Așa, să vorbim un pic așa la cald. Cum e? La cald. Adică... Ah, la răcoare. Cu... Trebuie să-ți explic că ești așa de încordată. Păi... Un mic masaj, așa. Nicio problemă. Scuze, mă, geloasă. A? Ce zici? Dacă începi și acum... Dacă începi și ea cu masaje, ce mă fac eu fetelor între voi? Am fost nevoit cumva să întrerup acest moment, rugându-le să facem un moment de meditație. Poți să mă sprijin de tine? Nu ai sprijin mic. De tine? Hai, da, sprijin-te, da, sigur, așa, sigur. Așa, hai. Stau și de asta, dar stau și la tine. E bine așa? Vreau și eu 15 secunde. De... 15? Da, hai. Dar fără să le numeri. Da. Gata. Și tu la fel. 15 secunde, relax, fără vorbe. M-a iritat faptul că Cristina nu mai tăcea din gură, era pusă pe șoti, pe joacă, pe gâdileală. De ce am venit aici? Doar să stăm așa, să ascultăm păsările și să... Da, nu știu. Să dacă vorbim, măcar să vorbim cât mai încet, cât mai... Ca să înțeleagă și natura asta ce cu noi. Bă, ăștia au venit să relaxeze sau au venit să facă ce fac... Ce fac pișentru. Dar ce asta înseamnă că faci pișentru? Dacă vorbești mult, da. Te duci în natură să te relaxezi sau duci în natură păi să... Păi da, dar atunci nu mai vorbi. Asta te relaxezi. Mi-a făcut Liviu observație pe chestia asta că el vrea să stea la un moment de reculegere. Am stat, cât a zis, 15 secunde, moment de reculegere. Știi ce să zice? Mulți spuneau că, bă, am văzut pe chinezi, pe budiști, pe tot felul. Eu zis că, bă, te duci și meditezi în locul ăla, că acolo e un loc foarte așa. Știi ce se întâmplă? Ce aduci tu cu tine în locul ăla, aia te face să te simți ca lumea. Locul ăla deja are. Să fac să... Să tac? Adică tu îmi zici mie că vorbesc mult și acum aia să te faci să taci? Pe partea asta încercam să relaxez. Tu ce faci? Iar Cristina râdea, vrea și ea să facă ceva. M-a prins și ea de umărul ăsta la altul și... Hai că
nu știu cum să mai dau cu tine. Bac, vorbesc mult. Bac, tac. Eu vreau să te simți tu bine, să-ți plac aici și să... Să rămâi, cum să spun, să-ți placă în primul rând, că degeaba eu te aleg pe tine, că îmi place de tine, dar ție nu-ți place să rămâi aici, înțelegi cum e? Păi nu vezi că îmi place, de-aia mă simt așa bine. Asta și zic, dacă îți place și te simți bine, caută să savurezi momentul. Păi tocmai că savurezi momentele, de-aia sunt așa. Mă gândeam ce să se întâmple pe viitor, dacă ea ia toate lucrurile în glumă. Simt și nevoia de liniște, într-adevăr. Dar când ești unul singur, când suntem mai mulți, vrem să facem ceva, să fie o veselie, că doar de-aia suntem undeva. Ia mama sa și începeam să mă simt așa de bine și tu îmi spuneai aici de toate. Ce spuneam? Vorbeai și am zis, hai să tăcem un pic. Păi și vorbeam, nu trebuie să și vorbim. Am venit să ne relaxăm, v-am adus în locul ăsta, ca să ne relaxăm, uite, nici vântul nu mai bate așa de tare. M-am simțit un fel așa de, pur și simplu, venea să plâng de nervi, că mi-a stricat toată starea. La Umbrărești, când spui dimineață, înseamnă foarte dimineață. Așa e situația, așa e specificul muncii, numai că nu-i deloc ușoară trezirea în zor de zi. Bună dimineața! Ce faci, Luiza? Să știi că a început programul meu. Avem de recoltat, de udat plantele și nu să fie foarte mult, câteva ore până de căldura. Te trezești? Ți-am făcut și o cafeluță. Spre surprinderea mea, am reacționat foarte bine acestei treziri matinale. Ba chiar eram fresh. Bună dimineața! Ce faci? Ai dormit bine? Da. Bine? Ți-am pregătit cafeluța în dimineața aceasta. Doar în dimineața aceasta. Mâine, de mâine o faceți voi. Hmm? De mâine îmi faceți mie cafeluța. De până la ce oră? Vedem. Da. Îți mai las timp un pic? Un minut? Da. Chiar mereu vreau un calce. 4 dimineața. Trezești și-o la... Ai un 6 dimineața, dar nu 4. Termină repede. Dacă ne trezim dimineața, termină repede. Așa, mă, o să arăt așa. Vai, te cânt. Că o să ajung scând. Trebuie bărbat. Ți-a trebuit? Da. Eu visam la ora aia. Și visam dulce. Wow, ce bine. Cafeluța. Da. Mâncați o prăjitură. Da, a fost foarte dulce, foarte drăguț. Ne-a așteptat cu cafeaua. Abia așteptam să beau cafea ca să pot după aia să mă machiez. Nu știu dacă am timp de machiat la ora asta. Să-ți iau și o guriță. Nu mă desamăgi cu machiajul. Nu este timp. Este timp. Trebuie să mă duc să-mi iau cazanul. Stai un pic, scuze. Da? Am uitat cazanul, da. Grăbește, te rog. În amețeala mea și încă nu eram trezită, normal că am spus în loc de trusă de machiaj cazanul, că eu așa spun, cazanul meu. Vrei să dau și eu? E noua metodă. Ai vrea să dai? E noua metodă de dat fund de te. Bună. Te ajut? Chiar m-a ajutat acum, mă trezește. Avem câteva ore de cules. Ce înseamnă? Tragem un pic 3-4 ore și gata. După aia luăm o pauză mică. Doamne Dumnezeu. Cred că n-aud bine. Dacă nu ne grăbim, o să stăm în căldură. Eu nu prea sunt de acord cu machiatul ăsta intens, mai ales dimineața, când de altfel nu mergem la distracție, mergem la muncă. Trebuie să renunți la ceva, ori la cafea, ori la machiaj. Trebuie să plecăm, e târziu. Să renunț? Nu pot, la machiaj nu pot, spun sincer. Te trezești repede când auzi de o vacanță sau da, la fel? Da, de petrecere de vacanță, da, clar. Mă trezesc, da, așa. Ești cea mai tare. Mâine dimineață avem petrecere. În solar. Solar? Da, iar. Adică ce înseamnă solar? Uh-huh. Să mă bronzez? Cred că n-am băgat de seamă despre ce solar era vorba. A zis, mergem la plajă așa de dimineață, ne bronzăm de dimineață? Abia aștept, solarul îmi place, stau, mă bronzez. Ascultă-mă un pic, nu-i solar de bronzat. Solar ce? Cu plante. Cu plante? Da, sincer îți spun, suntem în întârziere. Scuze-mă un pic, dar eu nu pot să vin nemachiată. Deci ești chiar chic așa, pe bune. Poftim? N-a mai fost nimeni așa în solar.
când trebuie să mergi la muncă, nu faci lucrurile astea. Părerea mea, acum fiecare... Hai să mergem. Lori, mergem? Sau vii mai târziu? Mai stau un pic. Sper, să mă, sper să mă găsești. Nu pot să mai stau. Nu mai. Mai stați un pic. Nu mai stăm. Te așteptăm și pe tine. Să nu mai întârzi, da? Hai că atunci bine. Hai, încerc cât pot de repede și vin și eu acum. Am încredere în tine. Nu mă dezamăgi. Da, nu te dezamăgezi. Acum, acum. Pune acolo păstă. Oh, bun, bun. Păi tu știi? La Mărin e mult de muncă. Sute de oi, hectare întregi de pământ. Dar peste tot ceea ce se întâmplă aici, un singur lucru este mai important. Că Mărin își caută femeie. Și cu așa ceva nu se glumește. Despre așa ceva e de vorbit serios. Marcela, hai să stăm un pic de vorbă. Trebuia să luăm de aici, dar după aceea să stăm de vorbă. Hai că mai facem, mai facem mai târziu, hai. Sigur, are emoții și, nu, am și eu și... Dar să stau jos, dar așa nu poate, nu-i bun, nu-i bun? Mă înțapă aici toate grunoaiele este. Așa. Mă, nu te înțapă schinii și ea în cap. Ia. Da, Marcela tot timpul s-a plâns, s-a... că se înțapă, că... nu, e spini, iarbă. Hai, zi, ce vrei să vorbești cu mine? Na, ce părere ai? Au. Despre mine, despre activitatea care o am eu aici. Păi vreau să rămân aici, dar eu știu. Până la urmă, ce facem noi, amândoi, ne vom descurca. Aici trebuie muncă. Oriunii muncă. Atâtea... Mă, dacă nu vrei, nu faci. Fiță și că mă înțapă, că mă împunge, că nu și pot să și ce dacă n-am voie să zic că mă înțapă, doar trebuie să stau așa? Trebuie să zic ceva, nu? Corect. Păi dacă nu zic tac din gură, mutui mai bine? Nu, la țara asta este. Nu pot să umbli în pantofi și în... Nu, trebuie cizme de cauciuc, trebuie... Nu, pentru țară. Ce părere ai ești? Despre mine, nu, că stau cu familia. Ai vrea să locuiești aici? Dar ce treabă are familia cu tine? Zici ceva? A, noi nu stăm într-o cameră separat. Zic că familia, ei stau dar... separat, cred că nu, doar nu vin peste noi, nu? Că nu că vin peste noi, dar... Trăim cu ei în casă, acum, deocamdată... Trebuie să ascultăm de ei, să... Nu pot să fac eu chiar din capul meu, eu... Nu, am de muncă, am fân, coasă, oi, mulse, treburi. Crezi că ai putea face față aici? Da. Și normal că trebuie să se obișnuiască, dacă, dacă vrea și i-ar placea, nu. Pot. Ești sigură? Dacă nu eram sigură, nu încercam. Acum nu știu dacă mă vrei sau nu mă vrei, dacă îi place sau nu-i place. Ia, dar tu mai ai avut pe cineva până acum? Mai ani în urmă. Da. Și? Da, am avut la treabă, așa? Relație cu... Na, o fată. Era la școală. În timpul vacanței venea aici la mine. M-a ajutat foarte mult. Păi dacă ce-am faci avut treabă, nevoie, faci toate. M-a ajutat și pentru asta îi mulțumesc foarte mult. A fost foarte harnică. A fost tot de la ora șofoșia. Marcela e un pic mai sensibilă. Poate că nici nu fi fost la treburi de astea, la fân sau no, prin păduri, prin... No, nu știu ce să zic. Eu ce fac copiii? Trebuie să-i aduc aici la mine. La tine. Lucrez la ceva la care mă gândesc de multă vreme. Și ăsta o să fie un strat de nutrient. Nu-l mai vântura. Cristina... S-ar fi băgat tot în bălegar. E plină de curiozitate. Fac de dragul lui pentru el. A fost puțin miros de bălegar de șoarece. Sper ca Liviu să aprecieze ce fac eu pentru el. Ce să mângioaie? Nu? O să știi? Ce se pare că eu când vorbesc îmi dau ochii peste cap, că nu înțeleg. Au fost un pic aprinse. Au început să se lupte pentru mine la un moment dat. Cine câștigă să mor dacă nu o iau de femeie? Ar fi o idee... Genială. Adică de mine ce, nu-ți place sau nu, cum? Nu. Da, e nervant. Puțin mi-e frică. N-avem milă, n-avem nimica. Dă-te încolo. Oricum facem ce vreau eu. Ți-ar place așa în trei? Opa! Sunt fete cu posibilități. Se pare că are stofă. Fizice de...